Bine ați venit, dragilor, să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, lui Dumnezeu, Creatorul. Hai să ne ridicăm și aș vrea să începem această dimineață lăudându-L pe El, mulțumindu-Lui. Este o zi atât de frumoasă când celebrăm faptul că Iisus astăzi iartă păcatele și El are putere ca astăzi, după atâția ani, să schimbe vieți. Și vreau să vă cer să-L aplaudăm pe Iisus Hristos, să ne închinăm Lui, recunoscând că mântuirea este a Lui. Harul mântuirii vine de la Hristos. Hai să cântăm acum împreună. S-a frânt. Azi liber sunt. Azi liber sunt. Răscumpărat. Răscumpărat prin sânge sfânt și-n mila sa mi-a dat în dar iubirea sa mărețul. Iisus, îți mulțumim pentru harul Tău și îți mulțumim că Tu ierți toate păcatele noastre și îți mulțumim că Tu faci oameni noi chiar și astăzi.
Mulțumim că în această dimineață, aici, în comunitatea noastră, Tu ești așa de puternic și că Tu schimbi destine. Îți mulțumim și ne închinăm Ție, Domnul nostru. Amin. Hai să rostim împreună rugăciunea pe care o știm cu toții, rugăciunea Tatăl nostru. Rostiți împreună cu mine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Jesus, oh, oh, oh.
Te slăvim pe tine pentru că tu ești regele nostru, Doamne. Tu ești cel care domnești și în această zi vrem să ne închinăm în fața ta. Iisus, tu ești regele nostru, Doamne. Vrem să declarăm asta, că tu stăpânești și tu controlezi orice eveniment, Doamne. Și ne încredințăm astăzi în mâna ta, Doamne. Și îți mulțumim că tu ai devenit rege și peste cei care astăzi vor declara atât de frumos, Doamne, că tu ești cel ce i-ai mântuit, că tu ești cel ce le-ai dat o viață veșnică, Doamne, o speranță și o nădejde, Doamne. Te lăudăm pe tine în această zi și ne închinăm cu ființele noastre, pentru că tu ești vrednic, Doamne. Ce mare bucurie! Lumea toată de-aș avea nu mă poate împlini. Prin încercări eu voi cânta, salvare, bucurie. E speranța mea pe vechi, iar cerul-i casa mea. Oh,
să ne rugăm. Vă încurajez pe toți să închidem ochii ca să ne putem concentra mintea asupra Lui și să spunem că vrem să-L urmăm. Și hai să spunem că El este tot ce are nevoie în sufletul nostru. Hai să-I mulțumim și hai să-I cerem putere să rămânem ai Lui, să ținem hotărârea asta de a fi ai Lui Iisus până la moarte. Hai să ne rugăm împreună. Iisus, îmi e de ajuns. Iisus, îmi e de ajuns. El e tot ce am nevoie, tot ce îmi doresc. Iisus, îmi e de ajuns. Ce îmi doresc, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lui eu nu voi da. Înainte-i crucea și înapoi eu nu voi da. Iisus, îmi e de ajuns. Iisus, îmi e de ajuns. Iisus, îmi e de ajuns. El e tot ce am nevoie, tot ce este singurul care umple sufletul nostru cu atâta bucurie. El este tot ceea ce ne dorim atât de mult. Hai să ne închinăm prin cuvintele Apostolului Pavel din Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 34. Sunt câteva versete pe care le avem și proiectate pentru cei care nu aveți o Biblie acum. Și aș vrea să vă rog să le citim împreună. Citiți-le odată cu mine.
sunt cuvinte care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu manifestată prin Hristos, despre puterea pe care Dumnezeu o pune în fiecare din noi care credem. Nu este nimic în stare să-L oprească pe Dumnezeu din dragostea Lui pentru noi. Haideți să citim împreună. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Versetul 38. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâlcimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Slăviți să fie El! Aceasta este dragostea Lui pentru noi. Și hai să ne amintim de puterea crucii și de faptul că acolo dragostea a fost atât de puternică alătată pentru noi. Sângele m-a curățit.
cer se va întoarce, revelând de plin domnia sa. Să-L aplaudăm pe Iisus. El a acceptat să moară pe o cruce pentru noi, pentru păcatele noastre, în locul nostru, dar a treia zi El a înviat dintre cei morți. Iisus Hristos este viu. El, Mântuitorul lumii și Salvatorul fiecăruia dintre noi. Putem să ne salutăm ca la Paște astăzi. Hristos a înviat. Mai avem puțin până la Paște. Dacă încă iubiți iarna, să știți că... Mai avem puțin până în aprilie, când vom sărbători învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. El este viu. Și o dovadă a faptului că El este viu este că noi suntem aici și ne închinăm Lui. Tu mă ții în mâna ta.
prea mult, aș vrea să vă adresez o întrebare. Este cineva care astăzi poate să spună: cântecul acesta vorbește despre mine? Eu sunt cel care am experimentat bunătatea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă invit să cântăm încă o dată doar refrenul. Și dacă știu, îl începem cu toate instrumentele și apoi aș vrea să lăsăm sala să cânte. Eu cred că nimic nu este mai frumos decât atunci când audiența, când credincioșii exprimă în mod liber această închinare, căci Tu mereu ai fost cu mine. Haideți să cântăm împreună! Tu mereu ai fost cu mine, Tu mereu ai fost atât de bun, și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Tu mereu ai fost cu mine, Tu mereu ai fost cu mine, Tu mereu ai fost atât. Doamne, în această dimineață, sufletul nostru se înalță către Tine cu adâncă recunoștință. Da, bunătatea Ta s-a manifestat în nenumărate forme. Suntem copleșiți atunci când realizăm că dragostea Ta a făcut totul pentru noi. Îți mulțumesc că în dimineața aceasta încă o dată ne-ai dat posibilitatea să fim în mijlocul laudelor Tale, expuși la adevărurile Tale veșnice, martori la experiențe transformatoare. Îți mulțumim că și astăzi mântuiești și Te rog, Doamne, pentru toți cei care în inima lor au luat hotărârea de a Te sluji pe Tine, de a se întoarce către Tine, dă-le puterea aceasta, Doamne. Sigilează această hotărâre în inimile lor. Binecuvântă pe toți cei care au fost prezenți, Doamne, pe mic și mare, Doamne, pe cei care n-au putut veni cu noi, Doamne, cei ce sunt acasă, bolnavi, Doamne, atinși de virusul acesta, Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, binecuvântează-i Tu cu sănătate, Doamne, cu protecția Ta. Doamne, ne încredințăm în mâna Ta, Te binecuvântăm și Te onorăm pe Tine, fiindcă vrednic, foarte vrednic, ești să primești toată slava, cinstea și închinarea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.